Mascații au luat cu asalt pe cei trei chiar de la domiciliile acestora. Pe numele celor două femei și al bărbatului au fost emise mandate de executare. Cei trei au sustras de-a lungul timpului produse din magazine și erau urmăriți de polițiști. Polițiști din cadrul Serviciului Investigației Criminale Argeș, împreună cu polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bascov și luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, au pus în aplicare trei mandate de executare a pedepsei închisorii emise de judecătoria Pitești pe numele a trei persoane bănuite săvârșirea de infracțiuni de furt. Persoanele au fost încarcerate. Femeia de 29 de ani din Borlești a fost condamnată la un an de închisoare pentru furt și cealaltă femeie de 42 de ani din Mărăcineni a primit condamnare la un an de închisoare, iar bărbatul de 37 de ani din Budeasa a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru furt.